Nicu și suntem live, Sergiu. Bună seara și bine ați venit la știrile mărunte, cele mai importante știri de pe internet. Suntem la emisiunea la care vă prezentăm, cum am zis, cele mai bune știri, dar alături de cei mai experimentați experți. Astăzi am ca invitați pe Cristi Popesco, clar Bună văzător. Bună ziua! seara! Bună seara! Bună! Bună Da, seara! depinde. Sorin Pârcălab, poet. Bună seara! Bună seara! Și bine v-am Și găsit! Toma Alexandru, Și să avem... Aveam să fac o vacă poezie acum pe proastă. loc. Scuze. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă Vacă! Înainte să intrăm în live și să ne facă domnul Prăcălab, dar poate chiar mai încolo o poezie, nu uitați că dacă aveți întrebări legate de subiectele noastre sau dacă aveți alte idei de subiecte foarte importante sau vreți să ne sesizați o știre, le puteți adresa în chatul live dacă sunteți membri și puteți susține televiziunea independentă ceva mărunt prin donații aici sau pe Patreon. Linkurile le găsiți în descriere. Bun. Aș dori să trecem deja la prima știre, pentru că nu avem timp. Prima știre de astăzi, pentru care am nevoie de părerile voastre, zice așa. Bărbații care mănâncă junk food produc mai puțini spermatozoizi. Domnul Popescu? Bună seara, nu mi-ați permis să mă prezint. Vă rog, Cred vă rog, că aș așa ar vrea fi să vă... fost Da, bun, politicos. bun. Cristian Popescu, sunt clar văzător pe termen scurt și mediu, dar în principal pe termen scurt. Văr de-al doilea cu Nostradamus. Am fost pe linie paternă, suntem rude directe. Prietenii mă alintă șarlatanul, nu știu de ce, dar așa li se pare lor drăguț. Da, eu mi-am descoperit harul prin clasa 6-a. Mi-am descoperit harul ăsta pentru clarvăzătorie. Un coleg m-a întrebat dacă o să rămână repetent și am zis că nu și n-a rămas. Bine, el era și cel mai bun la învățătură. Cumva s-au legat lucrurile și de atunci am rămas clarvăzător pentru totdeauna. Foarte Legat frumos. de întrebarea dumneavoastră cu spermatozoizii, multă vreme eu am ghicit în aură. Ghiceam în aură În aură. și, da, foarte mulți bărbați au aura spartă. Și trebuia să găsesc soluții să le ghicesc în altceva. Și de asta, prin spărsura aurei, ei îmi dădeau material genetic, să-i spunem frumos, și ghiceam acolo. Și nu poți să ghicești în materialul genetic din prima, așa cu ochii, trebuie să-l pui în palmă și să-i dai așa, să-l spargi în două și îți sare pe perete o parte și acolo ghicești, practic. E ca un ghicit în cafea, doar Ca, că da. materialul genetic de pe perete. Și, Întrebarea mea către da. dumneavoastră este: trebuie să schimbați peretele din când în când? Eu lucram acasă la ei, nu la mine. Eu nu mai ghicesc și mie, dar rar, așa, când mă plictisesc, doar ca să când am client. Acum întreb așa pentru un prieten, nu că aș avea problemă, dar cum se poate sparge aura cuiva? Am înțeles că au aura spartă și cum ajung oamenii să li se spargă aura? Cum poate se poate întâmpla un asemenea accident destul de grav, zic eu. Este foarte grav. Și mai grav decât atât este în momentul în care se sparge aura, se și deschide o poartă spre altă lume și intră spiritele morților peste tine și atunci să vezi grozăvie, Da, peste lupți cu da. spiritele morților, am pățit deseori. Ca în Plin orice de dolor. poezie, spiritul morților este viu și aprins. El ne călătorește prin viață ca să nu repetăm greșelile pe care le-au făcut, desigur, înaintașii noștri. Da, chiar Este foarte spun. important să nu călcăm în cioburile de la aură. Când se sparge aura, cad cioburi pe jos Da, și da. cioburile de la aură se Sau fie balegă. Cum? Balegă când e peste tot. E peste tot. Balegă. E peste Vorbi tot. și vaca proastă. Domnul Pârcălab, Balegă. voiam să spuneți și dumneavoastră câteva lucruri despre dumneavoastră. M-am aruncat în știri, mi se părea că suntem în întârziere, dar spuneți-mi câteva lucruri despre Da, dumneavoastră bună înainte. seara, bună seara și dumneavoastră Bună și seara. telecititorilor dumneavoastră care citesc foarte multe cărți, desigur, și poezie. Sunt un iubitor de cuvinte, născut în zone în care cuvintele erau altfel, în Bihor, unde totul este altfel și, desigur, am plecat de acolo în dimineața vieții mele, dacă îmi permiteți, și
Am studiat foarte mult, am scris foarte multe poezii, am scris de la Blaga, am scris de la Eminescu, am scris de la Ați Nichita Stănescu. Nu, am scris poezii, eu am scris. Și pe această cale aș vrea să vă spun poezia mea de debut. Poezia mea de debut se cheamă Cataractă. Cataractă. Ieri parcă te-am văzut sau nu, oricum te-am auzit. Nu mai trage apa noaptea, bă, că ne cade capacul. Asta am... Foarte frumos. Da. Dacă vreți, pot să mai citesc o poezie acum și după aia putem să ne vedem cu știrile, știți? Vă rog. E o nevoie și de un pic de cultură în general. Este nevoie. Foarte frumoasă poezie. Să ne delectăm papilele creierului cu bunătățuri. Sarmale. Sarmale, bale și sclipici. Sandale, zale și bășici. Cuie, șuie și arici. Gata! Da. Ați primit o rundă de copite. Foarte frumos, mă, porcă la... Mulțumesc. Vedeți că aveți un chakru deschis. Nu știu dacă v-a spus cineva. Am fost rănit în iubire și mi-a rămas deschis. Mai se întâmplă, da. Bun. Da. Mulțumim, domnul poet național Părcălab. Mergem mai departe la domnul Toma Alexandru. Spuneți-ne ce vă recomandă. Nu sunt multe lucruri care, adică era ușa deschisă și am intrat. Cam asta a fost, așa am ajuns. Despre mine, pe scurt, eu sunt bou, dar mă identific ca vacă. Asta ar fi povestea pe scurt. Da. Povestea mea pe scurt. Ce să mai spun? Puteți să vă mulgeți? Sunt. Da, să știți că te plictisești după o vreme. Adică cât să te mulgi. Da. Vă pot ghici dacă vă mai mulgeți. Să-mi trimiteți prin poștă. Vă trimit, da. Dar pot să vă arăt, dacă vă arăt acum, dacă aveți vreo... Poate vă vine așa, dacă așa, la asta, cum are un scaun, dacă îmi permiteți. Parcă aveți un scaun. Cred că nu am trecut încă de ora pe la care putem arăta așa ceva. Am arătat doar 4 din 6. Deci mai aveți. Da. Frumos suger. Să stăpâniți sănătos. Mulțumesc. Ați zis suger cumva? Uger a spus colegul. Domnul Toma, dar cum ați descoperit că vă identificați ca vacă? Adică e dificil la noi în societate să vă nașteți bou și să vă identificați ca vacă? Nu. Cum? Ați avut probleme? Nu, e extrem de simplu. E extrem de simplu și sunt foarte mulți boi și vaci la noi. Plin. Și atunci... Și cum să zic, uneori nici nu faci diferența, nici te prinzi, te uiți la unul și nu știi dacă e bou sau vacă. Efectiv, așa arată unii. Ceea ce te ajută mult, poți să te integrezi, să simți ai această libertate de a fi cine îți dorești tu. Mă declar chiar norocos, norocoasă. Minunat, nu mă așteptam la noi societate să fie... Este. Iar referitor la întrebarea dumneavoastră... Motivantă și inspirațională, dacă îmi permiteți. Mulțumesc. Știu unul din cuvintele. Referitor la întrebarea dumneavoastră, dacă puteți repeta știrea, că știu că am sesizat ceva acolo ce nu mi-a picat bine. Da, știrea spunea, bărbații care mănâncă junk food produc mai puțin spermatozoizi. N-am ajuns încă să discutăm pe larg. Ok. Dar spuneți. Nu, atât, adică aș vrea pe această, e o ocazie bună să, eu militez oarecum, sunt pentru junk food, pentru hamburgeri în special. E din ce în ce mai puțină iarbă, domnul Floraia, și... Așa. E și scumpă, dacă îmi permiteți. Nu se... foarte scump, nu mai circă nici avioanele și... Unde mă duc eu e gratis, dar... Eu mă duc aici în parc, la Carrefour. Dar oricum. Cei din rasa dumneavoastră nu se supără? Rasa mătii, cum ar veni? Suntem împărțiți ca și... Că până la urmă e vorba de... Adică cine rămâne, o să rămână bine. Că la puțină iarbă vrei să, practic, mulți din noi ar fi bine să ajungă hamburgeri. Și oarecum treaba asta cu junk food-ul când a apărut a fost un dar de la Dumnezeu pentru noi.
Oricum, dumneavoastră păreți mai mult vacă de lapte și vă permiteți, că nu vă afectează direct. Am fost, pe vremuri am fost vacă de lapte, acum să știți că ce iese nu cred că mai poate fi catalogat ca lapte. E apos? Nu, no, iese gloduri așa. Aoleu. Am avut o mătușă care tot așa a pățit. Cred că m-am brânzit. La soare. Și asta și foarte puțin la frigider. Nu, e mic. Da. Da, am înțeles. Deci, dacă ați vrea să intrăm în știre... Da, vă rog, bărbații care mănâncă junk food produc mai puțin spermatozoizi. Spuneți-ne, de ce, cum, când, ce părere aveți? Se zice de unde? Prin așa ceva? Se zice de unde? De unde produc bărbații? De unde mâncare junk food? De unde mănâncă ei junk food de produc mai puțină spermă? Nu zice, nu menționează. Da. În general, da. Deci, da, aici e o întrebare bună. Adică asta e așa în uzual sau când se duc la montă atunci? Când produc mai puțin? Vă simțiți bine, domnul vacă proastă? Am mâncat niște oregano mai devreme și cred că mi-a picat bine. E junk food oregano? Nu, pentru noi oregano e iarba săracului, se zice la noi. Uh-huh. Se cumpără la plic? La un gram? Nu, o găsești la soi așa, de la tot așa, la Carrefour. Uh-huh. Da. Da. Am înțeles. De ce se producă? Vă spun eu că sunt direct legate. Deci, cei care produc, tot îmi vine să-i zbucnesc în poezie, de aia mă tot mișc atât, am cer scuze. Da, vă rog, n-am... Cei care mănâncă junk food, junk food, cum s-ar zice, sunt niște oameni care acumulează țesut adipos, după care se reduce producția de testosteron, de unde care afectează la rândul ei, vă dați seama, celulele care poartă viață, sperma. Ce este sperma? Coboară în jos, coboară pe față. Un pic așa, e ca o ceață. Compus acum o poezie. Încântător, mulțumim. Mulțumesc și eu. Eu cuvinte așa frumoase doar în altă dimensiune am mai auzit. Am fost un pic mai devreme în altă dimensiune. Ați fost în altă dimensiune și cum este? Aveam de primit un pachet și am fost să iau pachetul în altă dimensiune și tot așa vorbeau ca dumneavoastră. Nu pot să reproduc, că n-am un vocabular așa bogat. Da, este îmbogățit artificial, dacă îmi permiteți. Știți, eu mai și citesc. Se vede în spatele noastră ce bibliotecă aveți. Da. Da. Frumoasă. Sunt televizor aici. Aici am un televizor aici. Mă uit din când în greșeală televizorul, vă mărturisesc. Bun, dacă tot suntem la capitolul poezii, aș vrea să vă mai zic o știre care ne spune că Bob Dylan a lansat un cântec despre asasinarea lui Kennedy și cântecul are 17 minute. Da, 17. Mult și prost, dacă îmi permiteți. E primul cântec care durează mai mult decât a durat asasinarea. Cu tot cu plănuit. Da. Dar eu pot să aflu cine l-a asasinat pe ăsta. Puteți să ne faceți un exercițiu? Sigur. Dar trebuie să intru în modul clar văzător, dacă aveți un pic de răbdare. Da, vă rog. Da, să mai vă rog, da, sigur. Dați așa. Să intru în modul clar văzător. Un băiat Nicu a fost. Nicu din Petroșani. Un băiat Nicu din Petroșani. Nicu din Petroșani. Nu înțeleg ce căuta el în America atunci, dar el a fost. Nicu din Petroșani. Poate faceți o poezie despre Nicu din Petroșani, asasinatorul. Încerc acum, dacă îmi dați, întrebe foarte puțin timp, pentru că mie poeziile îmi vin așa repede. Deci, mă un pic dacă îmi dați voie. Căutați cuvinte care rimează cu Petroșani? Da. Da, pentru că să știți că cu Petroșan rimează sâni. Ce? Dacă nu ai diacritice, da. Nicu,
Nicu Petroșani, unde-i plin de barosani, ai dat cu glonțul, ai dat cu capul și ai distrus viitorul unei țări. Rima albă, da, frumos, surprinzător, e, da, mulțumesc. Pe final. Mulțumesc. Da, mie personal, eu nu sunt poet, poetă, însă rima albă mi se pare rasistă. O să încerc ce fac cu rima neagră. Vă rog. Crucea mătii care ești, mori, mori, mori. Da. Da, minunat. Apropo de acest asasinat, domnul Cristi Popescu, da. Nu știu, vedeți ceva în viitor? Se va mai întâmpla ceva de genul ăsta? Există riscul ăsta la noi sau poate undeva în apropiere? Sau... Interesant că mă întrebați foarte recent, am făcut o ghicire în Mileu, asta e specialitatea mea, ghicesc în Mileu și în funcție da, de... Da, parcă era specialitatea noastră, era în altceva, îmi cer scuze. A doua specialitate. A doua, îmi cer scuze. Da, cam... Făcut la fără frecvență. Și am dat în Mileu, asasinate la noi nu o să fie din fericire la români, dar o să fie o mare, cum să zic, o mare penurie. Așa de? Nu știu, doar penurie. Penurie. Știți ce înseamnă penurie? Nu știu, chiar... Spuneți-ne, dumneavoastră. E o buriană. Noi, este... pe vremea lui Ceaușescu, numai penurii mâncam. Adică prindea iarbă rar. Așa. Penuria era baza, practic, cum e acum, de exemplu, ce să zic, avocado. Era penuria noastră. Deci să vă spun, haideți să fac încerc să fac o rimă. Ace nu mai sunt, e penurie, astfel că pe piele nu mă zgârie. Ați înțeles? Ce e penurie? E poezie, nu trebuie înțeleasă, doar o savurez. Este ceva ce se pune pe urie, da, ca furie. Da. Pot să mai citesc o poezie, dacă îmi permiteți. Știu carte. Stați să văd ce mai spun mesajele. Am stat cu burta pe carte ca să-mi intre în cap. Acum mi-am pus cartofii în cap să ajungă la burtă să mă ungă. Sunt prost cu sâmare. Foarte frumos, dar intrați un pic pe teritoriul lui Vaca Proastă? Nu, eu n-am înțeles nimic de la început. De la început că e prost sau ceva. Am zis, sunt un prost cu sâmare. Aici da și șpilul. Da. Mă cheamă Sorin. Da, am înțeles. Da, da, da. Aia, am crezut că e de la sunt. Poezia este pentru oameni ca să înțeleagă ce vor ei să înțeleagă. Prin eu am fost și eu poet, să știți, într-o viață anterioară, că am avut viața anterioare, dar nu, da? nu se câștigă așa bine. Eu câștig foarte bine. Pentru mine, eu ce invidiez aici este... Eu nu pot să mă pun cu burta pe carte, orice aș face. Extrem de vă deranjează ugerele, nu? Foarte tare. Dar aveți un uger foarte frumos. Mulțumesc, dar să știți că uneori inoportunează. Da? Da. Aveți clipuri pe internet cu dumneavoastră? Mai de ochiate, ca să zic așa. Sunt cu paywall. Puteți merge la magazin fără să se uite oamenii la ugerul dumneavoastră? Da, mă acopăr, îmi pun ceva pe față. Să nu deci vă acoperiți pe față, am înțeles. Da, da, da. Foarte frumos. Foarte frumos. Nu, vă mai zice lumea vită? Sunteți vită? Nu, juninca? Nu, vită e mâncarea. Juninca? Juninca e, am un frate. Dar sunt curios cu ce vă încălțați când sunteți vacă încălțată. Asta e un mit, să știți. E o vorbă din popor care s-a înrădăcinat așa. E vacă încălțată, dar nu e, să știți. Adică tot desculți mergem. Tot desculți. Asta vreodată? Asta vreodată la poarta nouă? Nu, ăla e vițel. Trebuie să moară de copil. E trist. Dar unii au noroc. Da. Mă referam la faur, la poarta nouă, la faur. Pare că vă cunosc de undeva. E foarte, foarte amar acolo pătlagina. Am încercat, nu intră deloc. Adică te duci acolo, trebuie ceva, trebuie să ai o maioneză, un sos, o ceva. Ați încercat lăptuci? Lăptuci sunt foarte buni. Lăptuci sunt buni, dar îi păzesc că ea la piață. Și... Foarte buni. Foarte buni. Și mai fac poțiuni. Da. Fac poțiuni. Ce poțiuni? Poțiuni pentru magie albă. Am făcut, de două ori am făcut magie albă. Și a intrat dicotul peste mine și de atunci nu mai fac magie albă, nu am voie și mai fac așa magie gri. Magia gri mai merge.
Și dacă stați lângă clor, nu se decolorează și devine magie albă? Se mai întâmplă, da? Și magie albăstruie, mai fac turcoaz, am făcut bej, crem, tot felul de magii fac. Puteți să faceți o magie bej? Știți cum face bejul? Aș putea să vă fac, dar trebuie să fiu lângă dumneavoastră. Sau aș putea să deschid un portal de magie. Deschideți un de portal magie. Și vă primesc în sufletul meu, nu e nicio problemă. Da, să mai puțin să deschid portalul, stați așa. S-a deschis? Da, uitați, priviți. Puteți să-l închideți un pic, că mă deranjează un pic. Stați așa. Stați așa să intru. S-a închis? Da, mulțumesc frumos. Cu mare plăcere. Cum? E altfel. E altfel, mă simt, da, mă simt mai crem. Da, 60 de milioane să-mi trimiteți, vă rog, o să vă dau IBAN-ul. Magia costă, domnul poet. Vreau să ziceți prețul înainte. Apropo de asta, aș dori, înainte să mergem mai departe, să citim câteva dintre mesajele pe care le-au trimis cei care ne susțin aici pe chatul live și câteva dintre donații. Domnul Raul Rădoi are și o întrebare, a și donat 30 de lei și are o întrebare pe domnul Clar Văzător. Cum arată viitorul meu financiar? Nu știu cum să Raul fac. Rădoi. Raul Rădoi. Stați un pic, o să vă ghicesc un pic în cafea. Asta e simplă, e no-brainer. Deci aveți o rată care se recapitalizează. Rată sau rață? Rată. Pe scurt, nașpa, domnul Rădoi, îmi pare rău. Nașpa, am înțeles. Casper Fantoma prietenoasă a donat 5 lei, Alexandra Breban 2 euro și întreabă de unde și-a luat Sorin eșarfa. Domnul poet Sorin, de unde v-ați luat eșarfa? Din sertar, în sertar le țin. Pare Burberry. Este. Mai avem o donație de la domnul domnul Sebastian Mihailă, 50 de euro, Alexandra Breban 15 euro și vă salută, Răzvan și Androiu 5 dolari, salutare. Mai e și Alexandra Breban cu 5 lire și întreabă cum o cheamă pe vacă. Ruje, Mândraie, nume de scenă. Vacă, numele de familie e proastă. Numele de familie este era să intre familie proastă, mi se pare că sunt foarte bine așa. Așa. Dacă îmi dați voie, o să vă mai citesc o știre care ne spune așa. O mamă este revoltată pe soțul ei după ce acesta a ales să joace golf în loc să își vadă noul născut. Și ca o continuare, familia mai avea 3 copii. Da. Sunt lucruri care pogoară peste mine și îmi întristează sufletul. Eu nu m-am gândit la terenul ăla și mi s-a făcut o foame. Îmi cer scuze, eu n-am, știți... La ce anume? La terenul ăla de golf. M-a luat o foame. Eu n-am terminat, că eu simțeam. Îmi cer scuze, domnul. Acum nu mai pot să simt, lăsați. Deci o mamă care plânge, asta aud. O mamă care plânge și un bărbat nepăsător care fuge de la gaură la gaură, dacă îmi permiteți, care este foarte trist. Este foarte trist. Niciunde în poezie nu este prea curvia și curvia ridicată la un nivel celebrativ, dacă îmi permiteți. Cu o ponderație mare în scrierile pe care noi le cunoaștem, desigur, este cuplul format dintr-un bărbat și o femeie care ei se iubesc. Știm asta de la Eminescu, știm asta de peste tot. Deci, femeia cu trebuie să se iubească și să facă copii mulți, cum au ei 3, respectiv 4 acum. Și el umblă cu crosa, cu bastârca, cu bățul de la gaură la gaură. Vă rog frumos. Deci, așa ceva este mult peste simțirea umană, care vă dați seama cum se simte ca o mamă abandonată. Simt că v-a inspirat această întâmplare. Simt că o să avem o poezie la un moment dat. Intrat în flow, domnul Pârcălab. Ce-mi place să văd spiritul creativ, cum ia foc, cum ți-a înflăcărat. Se poate, m-am înflăcărat foarte tare. N-aș putea spune același lucru și despre vaca proastă. Da. Adică? Dacă vreți, da. Vă uitați așa, cu privirea aia. Cu privirile, dacă îmi priviți, cu privirile. Am văzut privirile. Sunt mai multe privire acolo.
Dumneavoastră aveți copii, doamnă vacă proastă? Nu pot, din păcate. Eu v-am zis, eu sunt de fapt bou și e foarte... adică am încercat, nu... Dar? Apare nu ies copii. Am... nu știam asta înainte să încerc. Dar intră ceva acolo totuși? De 8 ori am fost la montă, doamnă părcărab. Da. Și v-a montat? Mi-a montat, mi-a asamblat tot. Cine v-a montat? Puteți să dați nume? Să dar știm, nu să nu mergem și nu, noi. Că nu-ți dă numele. Nu știu. A fost cu, ca să zic așa, cu acordul dumneavoastră sau a fost hashtag Mutu? Domnul Floraia, eu n-am venit aici să vă bateți joc de, de mine, dar eu mă chinui, viața e grea. V-am zis, cu încălzirea asta globală, iarba se usucă mai repede. Se usca în octombrie într-o vreme, acum, deja la sfârșitul august, s-a dus gazonul, gata. N-ai mai mâncat până atunci, trebuie să bagi la greu hibernare. Asta e. Ce să faci? Mm-hmm. Domnul Floraia, dacă îmi permiteți, că tot am văzut că strângeți și fonduri, am și eu o cauză umanitară, dacă ar putea să doneze oamenii, e da. Pentru mine. Strâng bani pentru o operație. Sufer de miopie la al treilea ochi și trebuie să-l operez pentru că în domeniul în care lucrez eu, dacă nu funcționează al treilea ochi... Sunteți clar văzător, nevăzător. Să cu știți, domnul Popescu, da. Că există lentile de contact pentru al treilea ochi, eu port așa ceva. Există până la plus 1 și minus infinit. Vorbim de ochi maro? Nu vorbim de al treilea ochi. Al treilea ochi este... Bun, deci cei care ne urmăresc acum pot dona pentru problemele de vedere ale clarvăzătorului nostru, o pot face în contul Patreon, dar și ofer și servicii, de exemplu, în special pentru femei, că în general femeile mă abordează, vor să știe când se vor mărita. Și eu le spun, mă uit așa după față, și dacă mai urâte, le zic că în 10 ani, știi, când nu poți să le spui adevărul verde în față. Și să știți că mai repede se mărită urâtele decât frumoasele, să știți și știți. Pentru că frumoasele are impresia că le merită mai mult și de aia tot zice nu. Am o poezie pentru doamna vacă, dacă îmi permiteți. Vacă, vacă, tu ești mulsă, viața ta de bou e dusă. Mulțumesc. Da. Dumneavoastră, doamna vacă, ați suferit o operație? Aveți... Nu, sunt priop. Sau cum? Aha. Și doriți să faceți această... Ca să zic, deocamdată nu. Trecere? Nu. E complicat. E complicat de tot. Pentru că... Dar sunteți proastă, îmi cer scuze, că nu, văd că nu legați. Ce nu leg? Ideile. Văd o ceartă apropiindu-se. Ați simțit și dumneavoastră? Da, da, da. Și eu un pic. Ați avut vreodată deja vu? Eu am avut deja vu în poezii. Și cum e? Că eu n-am avut, îmi zic oamenii de deja vu, eu n-am. Am fost în alte lumi, dar deja vu n-am avut. Cum se scrie? Deja vu. Eu cer scuze, am un pic dificultăți în exprimarea astăzi. Aha. Nu vă judecă nimeni, domnul vacă proastă. Nu, sunt aici, sunteți, să știți că sunteți într-o zonă safe. Nu, dar nu e, adică de regulă sunt mai alert, doar că m-am și lovit. La jug? Ați tras la jug și sunteți obosită? M-a pus cineva, mi-a trebuit să mă sui pe scară, să iau din șifonier de sus, că îi trebuia o bluză, că nu mai a putea să o poarte azi, în fine. Și scara e luată de la Brico Depot, care nu vreau acum să zic de rău de ei, dar... Și am urcat pe scară, șubre de scara, s-a rupt, am căzut și m-am lovit la Chateaubriand. La fix la Chateaubriand.
La Chateaubriand. Da, și sunt... Noroc? Noroc că nu v-ați lovit la pizdulice. Eu am înțeles că de asemenea... No, dar e dita o... mai... Adică nu e... Dacă mă loveam... E... Nu era Ice, nu? Nu. Era oaie mai mult. A, cădeam de jur împrejurul. Amortiza, da, asta vreți să spuneți. Da, da. Da. Neantul. Da, da. Ce este neantul? Neantul este când scapi o scară și nu o mai găsești. Ați scăpat vreodată o caracatiță pe gresie în timp ce o spălați? Nu. Da. E foarte greu de ridicat după aia, că are priză. Foarte greu, da, da, da. Are priza aia, are subțiune dacă îmi trebuie. Și e slinoasă așa, are, rămâne un mâzgălici pe... Mâzgău. Dacă aveți dificultăți mari în lifturi, oh, când se lipește ventuza. Nu, nici să nu începem să vorbim acolo. Că sunt oglinzile alea, le și țin curate. Și după aia îți deschid ușile și lumea mă vede și zice, hai, așteaptă să ieși. Și eu nu mai pot să ies. Că sunt patru labe acolo, dar e vid. Da. Trei oglinzi, cu trei oglinzi am plecat până acum din lift. Vid. Sufletul meu e vid când îți văd fața de livid. Ah, da, bun, minunat. Asta a fost, aici, a fost, da. Mulțumesc. Simt poezia. Poezia iese din mine, se naște în timp ce vorbesc cuvinte. Mare maestrie aveți, domnul Părtălap. Este inspirație divină. Abia așteptăm primul volum. Cum faceți și spoturi publicitare? Da, așa avea nevoie de reclame pentru... Sporturi publicitare am făcut. Un slogan poate vă vine la un moment dat de-a lungul emisiunii pentru această emisiune de știri mărunte. Dacă vă vine până una alta, eu să mă apuc să citesc, că mai avem aici câteva mesaje și donații de la oamenii care ne ascultă și vreau să le mulțumim. De asemenea, donații și pentru domnul Clar Văzător aici pentru problemele lui de... Doamne ajută, mulțumesc! De la al treilea ochi. Mulțumim celor care donează pentru domnul Clar Văzător. Avem pe Alexandra Breban care ne-a corectat, ne-a spus că sunt 2 lire, nu euro. Avem pe Corel Ovi care ne-a donat 100 de decacace, erau aceștia, știe cineva? Coroane daneze. Cu o întrebare pentru domnul Popescu. V-ați gândit la o carieră în armată vreodată? Într-o viață anterioară am fost și militar de profesie. Uh-huh. Am lucrat pe frontul răsăritean de vest, unde am repurtat multe bătălii. N-aș intra acum în discuții, că n-am voie să zic dintr-o viață în alta, nu-mi permite contractul. Da. Să zic că aceste peregrinări în trecut, mie nu-mi dau satisfacție deloc. Dar ați avut ocazia să călătoriți? Da, am mai peregrinat și prin trecut și îmi place să peregrinez mai mult către viitor, așa, către să fac slalom printre proiecții. Da, eu merg des în lumi paralele, am fost tot felul de lumi paralele. Într-o viață anterioară am fost piuliță pe un... șantier de Sanalval, atunci chiar m-am plictisit. Stăteam acolo piulița, deci n-ai ce să vorbești cu schelele, mai veneau porumbei, mai țigăiau pe acolo, dar atât. Și am zis, nu mai vreau piuliță niciodată în viață și de atunci sunt doar om. Domnul Vacă Proastă, ce a fost într-o viață trecută, dacă știți dumneavoastră sau dacă știe e dânsul. În viață trecută nu știu, dar am fost și eu într-o lume paralelă, am prins unul inclusiv. Cât care alergie vaca proastă. Da, da, da. Așa pare. Domnul... Am mai văzut vaci proaste, tot așa făceam. Da. Domnul Clar Văzător, care aveți probleme la cu vederea la al treilea ochi. Voiam să vă întreb ce părere aveți despre anul chinezesc 2020, care este anul șobolanului de metal, anul noilor începuturi. Știți că e o controversă mare acolo, că sunt mulți zic că e din metal și alții neo-ortodoxi zic că ar fi din aluminiu, care e tot metal, dar neferos și nu se consideră chiar metal. Și bine, am fost la al șaselea sinod ecumenicos în care se tranșează lucrurile astea. Eu am fost acolo. Tranșează, văd că ați tresărit un pic de domnul Vacă. Îmi pare rău, n-am vrut să vă amintesc de... Nu vă tranșăm aici, domnul Vacă Proastă. Da, revenind, este un an destul de prost, 2020, prin perspectiva șobolanului de metal, care se supraîncălzește de multe ori, șobolanul din metal. Eu am dat cu șut într-un șobolan de metal, neștiind cât de metal, și vai ce vânătaie mi-am făcut. Și de atunci mă feresc de șobolan de metal. Da. Dar nu e de bine. Uitați, dacă puteți vedea aici,
Aici este conjunctura astrală 16/9 cu legătură în pi de 4 și ce ne spune asta? Ne spune că după aia am și emoții. E belită, e cam belită, nu e poți belită. Să... E destul de belită, da. Asta în limbaj, în limbaj popular să înțeleagă și vaca proastă. Altfel puteam să spun. Da. Dacă îmi dați voie două chestii, aș dori să termin, că mai avem doar două, trei mesaje de la ascultători. Și apoi aș dori chiar să luăm și un telefon. Trecem repede. Avem pe Alexandra care întreabă dacă veniți la anunț informația asta, un răspuns scurt, dacă da, da. Mu... Eu sigur eu că vin. Da, dacă eu vin. Dacă, eu vin. Venim. Venim și la anunț, eu... Așa. Poți să vin cu și sufletește și trupește cum vreți. Eu și pot domnul... să fac cu domnul Vacă, pot să fac un număr în care pot să-l mulg artistic. Da, da, și poate niște versuri mai ia la Vali Vigelia, așa ar fi minunat. Mergem mai departe, Olteanu, care spune despre știrile noastre că sunt singurele știri la care merită să te uiți și ne salută, salutăm și noi și așa este, sunt singurele știri la care merită să te uiți. Mai avem și pe Răzvan care spune că face sau nu știu, nu înțeleg exact care face nunți, botezuri, mormântări și instalări de Windows. Mai avem pe Alina cu 5 euro, Alexandra cu 5 lire și spune că a donat pentru domnul Car Văzător pentru botox și ochelari. Și pe Iulian care spune și ne întreabă următoarea chestie. Doar pentru vacă, dacă se poate, mu mai faci? Întreabă. Ocazional. Acum... suntem într-o emisiune publică, o să, așa, de dragul vremurilor de demult, o să zic un mu, dar nu, adică încercăm să să trecem de... E destul de învechită formularea asta cu mu și destul de sensibilă pentru unele etnii. Na, nu vreau să intru în detalii acum. Da. Sunt vacile negre care fură. Dar cum ar fi o politically correct? Cum o să faceți dacă nu mai faceți mu? O să fie un XA care să fie all inclusive pentru toate. XA? Da. Și cum XA. Să, așa? XA? E mai violent un pic, e gutural. E mai cum fac coțofenele, dacă știți. Care ridică alte probleme cu coțofenele. În fine, dar ele oricum fură, așa că... Sunt curios, apropo de coțofene. 6 coțofene am avut. Doamne, cine mai distram. Sunt, jucam baba oarba cu ele. Dar ele sunt mici și se pitulau prin canapea și eu, disperat să câștig baba oarba, le-am strivit pe toate. Mare, mare. Mult am N-ați clar văzut pe unde erau? Nu. Eram început, era deja probleme cu ochiul și nici n-aveam portalul... Ce ghidușie. Am făcut o poezie. Vă rog. Dacă puteți să vă dați seama pentru cine este. Am văzut eu mâine că o să ai un câine. El va moare subit. Toate astea este mit. Pentru mine? Pentru vacă? O să zic altă poezie pentru vacă. Să moară dușmanii mei, că e tot numai viței. Da, e magistrat, atinge un magistrat. Punct. Da. Mulțumesc frumos. Da. Haideți să luăm și un telefon acum, dacă repede, nu mai am foi. Regia, dacă este pe... Este atentă, alo, avem pe cineva? Da, sunt aici. Bună salutare, salut dumneavoastră și... Ce vulgară voce ne-am trimitit. Domnul Andrei Adrian, să trăiți. Domnul Andrei Adrian, salut. Spuneți, vă rog. Vă salut. Sunteți, stați un pic, sunteți din România? Acum? Da. Sau în general? Că în general, na. Acum, da. Sunteți bărbat? Cât se poate. Ați văzut? Trebuie să fiți bărbat. Trebuie să fiți bărbat. Ați văzut? Am clar văzut că e bărbat. Fără să știu. Da, spuneți. Da, am și eu, am pe cineva, un prieten fermier care are o întrebare pentru... Acum nu știu dacă e pentru toată lumea sau că e cu vaca proastă. Na, vedeți voi. E Răzvan Mândru, îl cheamă și întreabă dacă e greu să trăiești în casă cu o vacă proastă. Dacă puteți... Cred că toți puteți să răspundeți la asta. Nu e... Știți cum?
Eu n-aș, eu pentru mine, eu sunt eu, adică eu sunt. Păi și greu? Păi ce e greu să fii? Nu, e mizerie multă, e mizerie multă că fac peste tot, fac, da. Sunt un animal, efectiv. Da. Trebuie să răniți-o dumneavoastră, sunt așa animal, este. Deci nu mă pot abține, unde vine acolo fac, este da. Ceva, așa, tocmai am pus mochetă în sufragerie, nu știu ce în capul meu. Simt durerea asta, simt. Eu am stat cu o vacă proastă și e destul de greu. De exemplu, eu nu puteam să-mi fac antrenamentul de reiki. Eu fac în fiecare dimineață reiki și se trezea și mugea. Și tresăream din reiki și dacă, nu știu dacă ați pățit, dacă ai tresărit toată din reiki, nu-ți mai revii. Nu, că rămâi cu chakrele deschise și după aia atragi și faci curent la spirit. Ai fisură de chakra, L2, L3 și n-am mai scăpat de atunci. Am fost la terapie, dar nu scapi. Și e foarte greu să stai cu o vacă proastă. Da. Eu am stat odată cu o vacă proastă și nu puteam să scriu. Îmi tot ascundea creioanele. Da. Dar, și aveam inspirația, asta mă și deranja, știi? Și câtă poezie să ții minte, știi? Da. Eu cu mama, asta a fost atât, a fost mama, era doamna vacă proastă. Asta, că... Aha. Era mai proastă sau... sau mai vacă? A, era o doamnă. Era o doamnă, am înțeles. Ce a doua întrebare, domnul Andrei Adrian? Sau... A. Da, și întrebare pentru domnul Clar Văzător. Dacă poate ghici în lapte de vacă proastă, dacă ați mai ghici până acum sau cum se face? Este un proces mai complex. Îți trebuie un ciubăr de țară. Nu, dacă în tigaie nu merge, tigaie de inox sau alte metale nu merge, îți trebuie ciubăr de țară. Iei lapt, mulgi vaca proastă, pui laptele în ciubărul de țară, pui 200 de grame de dulceață de afine, nu foarte coapte, amesteci bine, vergi ciubărul pe pământ cu laptele pe pământ, după aia dai cu talpa piciorului de 6 ori, stânga-dreapta, 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 stânga-dreapta de 6 ori. Și după aia te uiți pe cer și de acolo... Nu se pot spune secretele, vă dați seama da, și dumneavoastră, să... nu puteți să divulgați tot așa. Deja mi se pare că am spus, m-a luat gura pe dinainte și am spus cam mult. Da, multe ați spus. Eu deja știu să ghicesc, adică mai am un pic și învăț tot. Da, și așa se fură meseria. Bine, n-ați interes, nu? N-ați... Domnul Andrei... Mai era vreo întrebare? Sau a răspuns toată lumea? Mai e cineva mai ceva de adăugat aici? Eu nu am înțeles întrebare. Am înțeles. Domnul A, mai sunteți pe fir? Da, sunt. Cum? Mai aveți vreo întrebare cumva pentru noi? Păi, așa întrebări eu am, dar na. Mai am de la încă un prieten, nu e chiar, e de la un om. Mai am o întrebare. Așa. De la Andrei Duke. Care întreabă dacă ne poate spune domnul Cristi Popescu dacă se mai dă bacul anul ăsta și eventual de la domnul Sorin dacă avem și o poezie care ar fi bine spice la bac, dacă ar putea să facă o recomandare ceva. Sigur. Domnul da. Popescu, spuneți. Da. Trebuie să intru în cealaltă dimensiune, dimensiunea anului școlar, numai un pic, stați așa. Vi se strică motorizarea, domnul Popescu? Da, se dă. Se dă. Da. O să cadă și poezii din Pârcălapsurin, să știți. Mm-hmm. Marele poet. Da. Cum ar fi poezii, titluri precum... dați-mi un titlu sau două. Măștile ar fi. Sau mi-am prins pielea la fermoară. Asta ar fi o altă poezie. Pe care asta, da, e dureroasă dacă se... Dacă mi-am prins, este cu suflet. Dacă îmi permiteți, am să o citesc acum. Au. Rog. Au. Simt cum se scurge viața din mine. Mi-am stricat pixul, mi-am belit sfinxul. Au. Mă doare. Mă doare tare. Tare mă doare. Ce am în dotare. Să pun spirit, oare? Au, mă doare. Da, Eu aș spune că avem un nou poet nepereche în România. Da, clar un poet fără pereche. Ce Alexandrie, ce Eminescu, ăsta e domnul Pârcălab. E nou nepereche. Mulțumesc frumos, mulțumesc.
Este de departe poezia mea preferată și a atins, ca să zic așa, un punct sensibil în mulți dintre noi. Am putea să-i spunem chiar sensibil. Marele Stâng, dacă nu vă deranjează, fiind de pereche, să-i spun. Marele Stâng, poetul. Mulțumesc, da. Este foarte frumos. Mai sunt oare știri pe care am putea să le mai comentăm? Aș vrea să mă mai aud vorbind, dându-mi cu părerea. Da, sigur, sigur. Aș dori să vă mai zic câteva știri. O știre ne spune că un restaurant a fost criticat pentru că are în meniu, și citez aici, este cu ghilimele, nu sunt cuvintele mele, are în meniu porții pentru femei cu mai puțină carne. Da. Da, este, aceste lucruri se practică și la Paris, știți, eu am fost la Paris când am fost în periplul meu artistic, dorind să cunosc tineri artiști care la rândul lor și ei se chinuie, se opintesc în această viață. Desigur, am fost la Paris acolo și îmi cer scuze. Vă rog, nu. Deci am fost la Paris acolo și, într-adevăr, porțile pentru femei erau un pic mai mici, pentru că, după cum știm cu toții, femeile nu fac caca. Ele, nefăcând caca, normal că trebuie să transpire carnea, că așa iese carnea din ele. Deci, cu cât mai mult, cu atâta e mai greu de transpirat și astfel că ele să fac mai puține așa, deci să pune mai puține carne. Este adevărat ce spune domnul Pârcălap, da. Ca să nu... Sincer, mie sună un pic, ca să zic așa, misogin și pot să înțeleg acum de unde și poet fără pereche. Dumnezeu, eu am încercat să am pereche. Chiar dar... nu, femeile nu fac, eu am probleme cu clientele, că eu ghicesc și în fecale. Când rămân fără cafea, zic să-mi trimită fecale și niciodată n-am primit de la femei. De la bărbați primesc în fiecare zi. Uneori chiar nici nu cer și îmi trimit ei. Dar femeile n-au. Și eu v-am lăsat într-o seară, nu știu dacă ați simțit, am trecut pe lângă noastră și am aruncat pe geam. Am simțit. Eu fac diferență între fecala de poet și fecala normală. Este. Fecala de poet este altfel. Este, are rimă. Fecale, are rimă, da. Ghici ce pun la cale. Să arunc cu el pe geam, habar n-am. Extraordinar. Mulțumesc. Domnul Vacă Proastă, ce părere ați despre faptul că au mai puțină carne? La noi se cacă... E haos. Și este cea mai mare problemă, vă zic. Nu e cantitatea masivă de căcat, care e de balegă crudă, aburindă. Este faptul că ai... ai patru picioare cu care calci. Nu două. Da, se două mai multe șanse să calci în balegaia mustindă. Practic, că nu știu. Când calci, te murdărești pe mâini. Vă zic sincer. Cel mai rău este, nu vă doresc. Asta și după aia să te mănânce fața și să uiți. Și v-ați dat vreodată cu fecale în bornale? Nici nu vreau să intru subiectul ăsta. Că vă zic, n-avem cap. Da. N-avem cap. Da, deci femeile, cum să zic, e foarte bine, dar ele plătesc și mai puțin așa pentru porția de femei? Am să bănuiesc că da, este, din informațiile pe care le-am dat. Oricum, planeta, vă dați seama, câte vaci proaste să tot tăiem, să... Îmi cer scuze, doamnă vacă. Mm-hmm. Dar să tot tăiem așa, randomizat, așa, ca să satisfacem niște... burți care efectiv fermentează și cacă în prăștia după aia, dacă îmi permiteți. Cât mai multe. Care nu respectă... Părere aveți despre ciorba de burtă, domnul Vacă Proastă? Oh, e minunat. Vă place? Oh, smântână, pui niște smântână în ea. Este... Proprie sau... Nu, aia proprie e mai mult o... E mai mult infuzie, sincer. Nu e ciorbă. Da? E când n-am ceai, îmi fac un ciorbă. O infuzie de burtă. Da. Dar curiozitatea, dacă beți apă minerală și vă vine înapoi, ce gust are la dumneavoastră? Înapoi nu-mi vine, că noi avem, de regulă, 4 stomace cât are o vacă. Eu am 5. Dar aveți stomac de rezervă? E unul doar pentru alcool. Eu am unul care bag doar... deci beți? Oh. Sunteți prieteni cu Bacchus? Licorurile care se curg și vă umplu pe suflet, după care începeți să depanați. Bacchus era cu vinul, pentru vaci, sincer. Eu sunt pe tărie. Bacchus?
A zis Vacus? Vacus, da, da. Nu, dar dacă beau apă minerală, iese, practic iese, dacă ar face un șpriț cu lapte, cam așa iese, sincer. Interesantă treabă, o să fac acasă când o să ajung acasă. Faceți, că altfel nu învățați. Faceți. Da. Aș dori să mai citesc un pic din mesajele pe care le avem. Cineva care mă întreabă pe mine aici de ce are Sergiu două bărbii. Nu știu, probabil este o... Nu știu ce se întâmplă. E posibil, e posibil. Am și exagerat în ultima vreme cu mâncarea. Poate și de asta. Și este cineva care a chiar a donat pentru primul volum de poezie a domnului Pârcălab. Și mai avem câteva întrebări. Mulțumesc. Cineva, domnul Daniel, ne întreabă: domnule clar văzător, cât de clar puteți vedea? Cum spuneam și la început, în prezentare, eu sunt mai mult clarvăzător pe termen scurt. Deci cam 6-7 zile, cam acolo pot să văd. Dar am niște soluții. Dacă cineva are bani suficienți, pot să văd cam la 14 zile, 20, cam așa. Cam așa. Bine, acum am problema asta cu ochiul stricat și cam 3-4 zile, cam acolo e marja. Da. Mai am și eu o întrebare pentru doamna Vacă. Cred că am răspuns tangențial mai devreme, dar poate este vorba despre altceva. Ce ziceți de un perechere? Aveți în plan vreun vițel în viitor apropiat? Am să bănuiesc că este vorba de a adopta, pentru că în rest am discutat. Da, nu, cred că este un vițel care dorește să... Spuneți, domnul poet. Dorește să însuflețească făptura divină care este doamna Vacă Proastă. Așa. Dorește să se împreuneze organic cu dânsa, să se conecteze ca un muștuc la ventuza ei și să devină o vacă împreună. Să... Asta cred că, la asta am auzit zvonuri că ar fi avut aventuri cu veterinarul, dar nu... Poate nu era momentul să spun acum. Doamna Vacă? Nu, n-am serios de asta. A băgat mielul. A băgat ce? Până la umăr? Ce să vă zic? Sunt metabolisme diferite și nu se sincronizează treaba, ca să zic așa. V-a făcut injecție? Cum ar fi? Da, cam așa simți. Da, interesant. Încă o întrebare foarte scurtă, am să bănesc că este de la un coleg de cameră sau de la cineva de la, care vă cunoaște probabil domnul Vacă Proastă. Vă întreabă, lapte mai avem? Am luat acum înainte de criză că a fost cu treaba asta și am fost jos și am luat de jos de la... Dar eu am intoleranță la lactoză, nu pot să iau decât de la fără lactoză în el, altfel mă balonez. Oh, deci, nu vă zic, este sinfonie la curul meu, vă zic. La cappuccino din astea beți? Flat white? Că-i puțin așa beau, dacă e puțin sau bag de la de soia. Mai bag de la de soia. Eu aș vrea să-mi descrieți mai plastic acolo ce se întâmplă. Vă flutură floștomorcu? Cam așa. Dar... ați umflat vreodată un balon și pe aia i-ați dat drumul și ați ținut de gurița aia? Da, ud după ce încerc să-l... Îmbălășat, așa. Mai mult aș zice, e ca și cum ai face asta cu o mănușă, că e mai largă, o mănușă de cauciuc pe care o umfli. Da. Mai largă. Am avut bani de mănușă, dar balon ne-a mai furat. Da. Câteva întrebări rapide. Întreabă cineva dacă... Și după aia mai avem încă o știre scurtă pe care vreau să vă rog să o discutăm. Da. Vă e dor să mergeți la Goje. Aici am să bănesc că este o întrebare... Nici nu știu pentru cui este adresată această întrebare legată de Goje. Goje, vă spune ceva acest nume de Goje? Goje, da. Este un super magazin. Un super magazin din partea de nord a țării. Am fost acolo de multe ori cu Sorin. Am fost Vacă Proastă, nu cred că a ajuns la Goje, dar... Doamne, ce amintiri mi-ați trezit. Mi-ați zis de fluturat, aș vrea să citesc o ultimă poezie pentru... Vă rog, fluturați-ne mănuș, o poezie. Mănuși umflate și golite. Așa, vă rog, suntem atenți. Poezia se numește Tu ne te. Ai contract cu Eon
scoți bășini ca tunete, le aud prin perete. Pasionat ca tor pensionat, ai fost sunat când m-ai sunat să-mi dai beșina la telefon. Ai tu contract la Eon? Tu n-ai gaze, ai gazele, scârție curul matale, zici că ai probleme la balamale. Vă mulțumesc frumos. Doamne, parcă apăsați un buton și te scriu poeziile astea. Da, sunt efectiv. Apăsați un buton și ies, adică ne atingeți sentimentele, respectiv ne porniți. Mulțumesc, asta este menirea noastră ca poeți în acest univers, să venim și să facem mai frumos universul cu cuvintele. Și reușiți, reușiți, chiar ați reușit în seara asta într-un mod. Mulțumesc. Da, aș vrea înainte să aș vrea să vă mai prezint o știre. Stați imediat să văd că mi-au trimis colegii mei. O știre care spune așa: un sex shop specializat, scuzați-mă, un sex shop specializat în fetișuri medicale donează toate costumele lor pentru doctori. Nu este o veste foarte bună asta. Nu? Nu. De ce? Dacă ai fetișuri medicale, nu e. Pentru că am fetișuri medicale. Ah. Și... Și mă simt un pic trist acum. Mie îmi place ideea. Tot timpul mi-am imaginat că în loc de asistentă sau doctor să vină Robin Hood și să-mi tragă cu săgeata în măr. Dar bine, e un caz special. Poate doar eu am asta. Cred că doar eu am asta, da. Scuze. Da, este foarte bine că ne unim forțele împotriva acestui inamic molecular și care ne ține închiși. Ne ține închiși în casă și totuși noi vrem să ieșim din interiorul nostru. Ar fi mai bine. Nu v-ați luat din timp dacă aveți fetiși cu de-astea medicale? Că eu am... Ziceți. Eu am o treabă cu biciurile, dar în fine... Ce am multe, adică n-am acum, nu mă prinde acum criza și a rămas fără. Aveți și jug? Aveți și jug? Aveți și plug? Nu, asta plugari. E ca și cum ați avea dumneavoastră, sincer, ca și cum ați avea dumneavoastră fetiș cu vânzător la Mega Image. Cam așa da. E dacă aș avea cu jug. Da, pot să relate with that. Da. Aș dori să știu un pic și părerea domnului Vacă Proastă, dar înainte de asta vreau să dau o temă domnului Pârcălab de la un ascultător care ne roagă o poezie despre libertate. Libertate. Dacă aveți, domnul frumos, Pârcălab. Imediat, dacă îmi permiteți, trebuie să las spiritul creator să se pogoare asupra mea. Lăsați pogoreți spiritul creator, aș dori să discutăm în continuare despre sex shop-ul ăsta care e specializat în fetișuri medicale și care a donat către doctori. Dumneavoastră, nu știu, aveți așa ceva în dulapuri, ca să zic, lucruri pe care le-ați putea, alte costume pe care am văzut că s-a întredeschis o ușă la domnul Vacă Proastă și am zis să întreb. Ce costume? Ce costume aveți pe acasă, ca să zic așa? N-am vreo două de astea că îl spol pe ăsta. Și în rest am două de care nu pot să zic și în rest sunt, ce-am v-am zis, e bice. La mine e cu bice, de-astea de piele, multe pantaloni de piele, am o husă de piele la Kindle. Piele de ce fel de piele? Piele naturală, de bou. Eu v-am zis. Suntem mult, mult prea mulți. Adică... Mult. Da. Câteva din ele le-am făcut eu singur. Adică sunt din prieteni. Am o curea dintr-un prieten. Mm-hmm. Am înțeles. Dumneavoastră, ați încercat vreodată, domnul Clar Văzător, ați încercat vreodată astfel de costume? Ați încercat vreodată să vă costumați în ceva, să zicem? Așa, ca un fetiș sau ca, nu știu, ca joacă? Clar Văzător, eu nu prea mă mai costumez acum că știu cum se termină. Da. Înțeleg. Da. Dar nu merită. Nu merită?
Bine. Mai aveam costum, dar dacă vreți să intru în detalii, de ce înainte, când nu eram carvăzător bun și nu știam cum se termină, aveam costum de năpârcă, îmi plăcea foarte mult să fiu năpârcă, era un costum ăsta gen năpârcă și mă zvârcoleam pe jos până se îndura o fată de mine și asta făceam în lângări. Îmi luam costum de năpârcă și mă zvârcoleam acolo pe jos până se îndura careva. Dar erau alte timpuri, pe atunci nu erau amenzile așa mari. Acum e mult mai greu să mergi cu năpârca. În fine. Foarte ațoasă. Domnul Pârcălab. Libertate. 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 Poezie. Și aș dori chiar după această poezie să ne luăm rămas bun, să mulțumim din nou oamenilor și să... Vă rog, spuneți. Libertate. Ești tu liber oare, frate? Acum când stai în casă prins cu femeia care nu te-a mai atins, toată ziua stă pe carte și citește despre alții, vă pupați din nou ca frații. Da. Libertate. Da, libertate. E foarte potrivită pentru aceste momente. Mulțumim frumos. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. E chiar bun asta. O să bag în poezie. La final aș dori să mulțumesc celor care au donat pentru operația domnului Clar Văzător, ca să și revină la cel de-al treilea ochi. Mulțumim foarte mult, mulțumim celor care au devenit membri pe comunitatea Ceva Mărunt. Vă mulțumim că sunteți membri, vă mulțumim că v-ați abonat. Dacă doriți să ne susțineți în continuare, puteți face aici și pe Patreon. Mulțumim domnul poet național. Mulțumesc și eu oamenilor care au donat pentru primul meu volum. Mulțumesc domnul Cristi Popescu, Clar Văzătoare, și mulțumesc Toma Alexandru, Vacă Proastă. Dacă știți locuri cu gazon proaspăt, Vaca Nebună 69_1 e la yahoo.co.uk, acolo mai era. Ne vedem duminica viitoare cu știrile mărunte, cele mai importante știri de pe internet. O seară bună, numai bine!